De dragobete, SRI ne zice de dragoste. O fotografie care imită radiografia corpului uman cu fluturi în stomac și cu mesajul negarea este inutilă. Reacțiile sunt multe și amuzante. Pe Facebook, fluturi în stomac sunt dovadă de iubire, dar să fii și ascultată, aia dovadă de dragoste, scrie cineva. Și voi care credeți că au doar microfoane, se pare că au și aparate cu raze X, este un alt comentariu pe Facebook. Și la Ministerul de Interne, inspirația plutește în aer, MEAI a postat un meme cu un agent de circulație care spune cine te iubește, te așteaptă. Fotografia celor de la interne este însoțită de mesajul și în dragoste există reguli. Robert, zine cum se pare marketingul ăsta simpatic de SRI și MEAI. Îți dai seama că dacă puneau toată ziua numai comunicate de presă și tot felul de chestii astea, după aia intram într-o panică și într-un comportament atât de negativ încât nu mai vreau să-i urmărim. Dar uite-te, băieții au făcut o treabă sau cei care sunt în spatele contului au făcut o treabă atât de bună încât astăzi acum vorbim despre ei și mie asta mi se pare că ar trebui să-și asume aceste fie că vorbim de SRI, fie că vorbim de MAI, fie că vorbim chiar și de Ministerul Sănătății, să-și asume un anumit rol, fie de entertainment, fie de educație, fie de informație. SRI și-a asumat rolul de entertainment și fac entertainment și oamenii se uită, se distrează, comentează, se simt bine. Acum, cum ar fi fost să pună ei tot felul de comunicate de astea atât de grave încât nu cred că ai vrea ca să îi vezi dimineața la știi până că când te vedești și deschizi telefon. Sunt unii mai grave, așa, mai serioși, unii oameni care spun, mă, dar cu ce îi ajută pe ăștia de la SRI și MEAI postările astea semisimpatice? Ce treabă are SRI-ul cu Dragobete și cu Love is in the air? Negarea este inutilă. Păi nu sunt și ei oameni. Nu sunt și ei oameni. Social media este despre oameni și au dat seama că ei vor să facă mai mult social decât media. Dar oricum mai face, dacă ar fi dat-o așa mai pe glumă, alții ziceau, bă, de ce nu sunt mai serioși? Dacă erau mai serioși, alții ziceau, hai mă că e social media, de ce să nu fii mai... Deci oricum nu o să iasă bine, așa că măcar asumă-ți un rol și mergi pe rolul ăla. Da, noi vorbeam aici în pauză despre ambasada Suediei. Este exemplul ăla, clar, cel mai bun exemplu, care da. Face entertainment. Și la fel care... te întreb, mă, dar ce trebuie ambasadei Suediei să iasă aia în evidență cu like și share? Uite, ne spun colegii că sunt tot băieți cu ochii albaștri și cei din ambasada Suediei. Eu asta cred că eu am înțeles rolul social media și vor să fie cât mai umani. Și cred că era asta de a ne lua atât de în serios a trecut și creează social media ca să se poată conecta cu oamenii. Cred că cel mai greu lucru ce se întâmplă acolo e de fapt în spatele scenei, în direct message-urile astea, în inbox-urile lor pe care ei trebuie să le administreze. Astea sunt postări care vin, le pui, lumea râde și e ok, dar de fapt acolo e munca multă, care foarte mulți nu o văd, acest community management despre care vorbim de cele mai multe ori. Și cred că ar trebui apreciați pentru că au și acest spirit de creativitate, să spun așa, ca să mai aducă un zâmbet pe buzele oamenilor și să poată să discute. Și uite-te, chiar mă uit acum la postarea asta, au pus un hashtag simplu, poveste de Dragobete, un emoji cu o inimioară și negarea este inutilă. Simplu, adică te face să dai acel like, bă, e fain și să-i faci un screenshot, să trimiți unui prieten, bă, tu n-ai fost în stare să faci așa ceva, dar uite, ăștia au făcut o treabă mai bună decât tine. Și ăla să și lucreze în social media, să-i strâng ziua. Mulțumim, Robert!